Sandu, cum ai ales la Zimbru și de ce Zimbru? Am ales Zimbru pentru că am fost contactat de cineva de aici. Mi s-a spus dacă doresc să vin câteva zile în pregătire. Am ales să vin și până la urmă am ajuns la un acord și am semnat. Pe ce termen ai semnat? Pe 2 ani și jumătate. Chiar dacă a plecat Andrei Cojocari, oricum pe această poziție va fi o concurență. Ești gata? Da, sunt gata. Știam din start cum am venit la club. Știam că și Zimbru avea nevoie de pe poziția respectivă și cred că voi face totul ca să ajut Zimbru și, în primul rând, să mă ajut pe mine, să cresc la un alt nivel. Cu mai mulți jucători din această echipă ai luat și la Academia și la Under 21, Gânsar, este vorba la ambele echipe, ești gata să dai pase lungi de gol? Da, sunt gata, chiar glumeam primele zile. Ambii am avut așa multe perioade împreună, plăcut și sperăm ca și la Zimbru să avem numai succese și rezultate pozitive. Ai evoluat doar la două echipe, de altfel unele modeste, din subsolul clasamentului și de obicei ai fost liderul formațiilor. Nu crezi că prea mult ai stat la ele și ai crescut deja ca nivel peste aceste echipe? Nu cred că am stat foarte mult la echipe, pentru că fiecare pas a fost așa, eu cred că a fost în creștere. Și am ajuns la un acord cu Academia în această iarnă, am ales Zimbru, pentru că e o echipă mai cu tradiție, mai cu anumite obiective care și le pun la începutul campionatului și am ales asta pentru că vreau să cresc la un nivel mai înalt. Apropo de obiective, care este scopul tău în a doua parte a sezonului? Cred că să ieșim fiecare meci la victorie, să ajungem cât mai sus, pentru că poziția care este acum Zimbru cred că nu este corectă și nu este avantajoasă pentru acest club. Urmează deplasarea în Turcia. Îți plac cantonamentele? Da, îmi plac cantonamentele. El puțin sunt obositoare, dar cred că aici se pune baza. Pe urmă, în campionat o să fie mai ușor.